Cetățeni, bună ziua, stimată presă! În numele fracțiunii și chiar în numele partidului, Platforma Demnitate și Adevăr, vin cu o poziție față de propunerea unui președinte pe ducă, Igor Dodon, din câte cunoașteți, dânsul ieri a făcut un anunț hazardat, precum că vrea să discute cu fracțiunile parlamentare, cu alte grupe, mai că nu cu toți deputații din Parlament, care viziuni sunt referitor la perspectiva. Noi am avut discuția pe acest subiect pe interiorul partidului, am discutat cu biroul permanent, cu liderul partidului Andrei Năstase, am discutat la fracțiune acest subiect și eu vin cu un anunț public, cred că firesc și așteptat, că fracțiunea platformei, da, nu va merge la așa zise consultări cu așa zis președinte Igor Dodon. Nu există niciun raționament să mergem la asemenea consultări, nici sub aspectul instituțional, nici sub aspectul politic. Instituțional, noi nu odată am menționat că avem Republica Parlamentară. Viziunile noastre urmează să fie discutate în cadrul Parlamentului. Igor Dodon, perioada îndelungată a făcut uzurparea puterii cu naradurile la dânsul în președinție, lucru care este contrar prevederilor Constituției. Și probabil că dânsul încă nu a înțeles ce s-a întâmplat și tot mai irijează vestimentația unui salvator al națiunii, unui tatuc și mai încearcă să arăte că de dânsul mult depinde în această țară. Dar, repet încă o dată, instituțional există Parlamentul, mai există Guvernul, Parlamentul este funcțional și sper eu că revine în activitate, cel puțin noi insistăm la acest fapt. Și în cadrul Parlamentului noi putem să discutăm mai multe lucruri pe platforma parlamentară. Cu președintele noi suntem obligați să discutăm conform Constituției doar într-un singur caz, la desemnarea candidatului în funcție de prim-ministru. Sub aspectul politic, ce pot să spun aici? Viziunile noastre față de Igor Nicolaevici noi am exprimat în cadrul alegerilor și au exprimat și marea majoritate cetățenilor. Igor Nicolaevici, dumneavoastră chiar nu aveți ce face acum. Poate eu s-a ocupat cu strângerea bagajului. Aveți mult de strâns la Condrăță. Mai luați culoașele, că le aveți mai multe. Mai puneți toată tușonca care mai rămas în beciu, conserve toate. Și să le evacuați. Mai aveți câteva tone de vin acolo. Ați făcut ferma, ați făcut o moșie acolo la Condrăță. Iată, până la trecerea, până la tranzitarea puterii, aveți mult de carat de acolo, de la Condrăță, la Sadova sau nu știu unde, sau la Rostov pe Don. Treaba dumneavoastră. Dar ocupați-vă deja cu bagaj. Lăsați în pace. Și pregătiți-vă de procesele judiciare. Eu nu odată i-am dat sfatul lui Igor Nicolaevici să citească codul penal. Iată cum e cazul să intre mai detaliat în esența mai multor articole penale. N-aveți ce veni cu asemenea propuneri. Noi, cei de la platforma, da,
am menționat nu odată și în pofida mai multor speculații și zvonistice și bârfelor în cadrul campaniei electorale, am rămas ferm pe poziția că cu Igor Nicolaevici Dodon noi nu avem ce discuta. Noi nu avem ce discuta despre coalițiile, despre alianțele cu Igor Dodon și PSRM. Și profitând de ocazia de această propunere, cum am menționat, hazardată, țin să expun public poziția Partidului Platforma Demnitatea și Adevăr și a fracțiunii, dat fiind faptul că nu toți deputați din fracțiune sunt membrii partidului. Dar este poziția noastră unanimă. Igor Nicolaevici trebuie cât mai repede să transmită putere, nu până la 23 decembrie, și mai departe toate procesele politice trec în Parlament. Insistăm la reluarea cât mai grabnică a ședințelor Parlamentului, vedem ce facem cu guvernul, vedem ce facem cu mai multe proiecte de legi necesare pentru să deblocăm finanțarea de la FMI și Uniunea Europeană și acest lucru noi conștientizăm și putem face fără să discutăm ceva cu Dodon. Din contra, Igor Dodon a făcut tot posibilul și imposibilul că țara să fie izolată în această perioadă. Și noi nu avem ce discuta cu dânsul. Așa că aceasta este poziția platformei DA. Noi continuăm discuțiile despre soarta guvernului, soarta parlamentului, despre proiectele importante, dar sunt foarte multe proiecte restanțiere în Parlament care urmează să fie votate în interesul cetățenilor, dar toate aceste discuții noi vom purta fără tovarășul Dodon. Ce trebuie să facă Dodon? Eu am menționat. Asta fiind spuse, noi revenim la activitatea parlamentară, deja văd că sunt anunțate ședințele comisiilor. Foarte mult sper că vom avea ședința biroului mâine și încă o dată, repet, cerem cât mai repede să fie reluate ședințele Parlamentului. Aceasta este poziția. Dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund. Dacă nu aveți, vă doresc o zi cât mai productivă, cât mai frumoasă și ne vedem, eu sper, în timpul apropiat, la ședințele Parlamentului. O zi bună!